Hei, am ajuns și la interior, unde vei remarca cel puțin trei elemente care sar în ochi sau nu mai sar în ochi. Nu mai avem schimbătorul de viteze. Avem această comandă simplă, mult mai ușor, să zic, de manevrat, deși recunosc că mie îmi lipsește levierul schimbătorului de viteze. Poate motiv în plus să stau mai mult cu mâinile pe volan decât o făceam până acum. Ceea ce vei remarca, bineînțeles, ecranul curbat și îndreptat către șofer este format din două module. Avem aici un ecran de 12,3 inci și aici un ecran de 14,9 inci. Ele sunt operate de ultimul sistem BMW 8. Și un alt element pe care probabil nu-l vei remarca sau îl vei vedea mai greu este faptul că în zona centrală, cel puțin, grile de aer sunt foarte subtil așezate. Ia uitați cât de bine sunt ascunse, să zic așa. Comenzile pentru climatizare sunt acum aici, dar sunt omniprezente. Da? Chiar dacă sunt pe un touchscreen, sunt la îndemâna șoferului. Bineînțeles că avem în continuare comenzile iDrive, care sunt mult mai ușor de utilizat în mers decât touchscreen-ul. Aici finisajul poate să vină așa în standard sau poate veni cu cristale Swarovski, atât panoul de aici cât și zona din schimbătorului de viteze. Iar și un detaliu foarte bine îmbunătățit se referă la tapiserie. Aici avem o tapiserie ecologică, Sensafin, compatibilă cu ventilația pe scaune. Se simte foarte bine la atingere. Și la șezut, perna este foarte moale. Da? Șezutul și spătarul sunt foarte moi. Da? Iar în ceea ce privește comenzile, aici BMW întotdeauna a excelat. Recunosc că partea de touchscreen trebuie să te familiarizezi cu ea, pentru că chiar avem clienți care după mai multe săptămâni de utilizare nu au reușit să intre prin tot meniul. Este foarte complex, o să-l vedem și o să facem câteva exerciții imediat. Câteva imagini despre sistemul de operare. Interesant e că atunci când dau drum la avarii, inclusiv mașina de aici pornește avariile. Foarte, foarte ingenios. Ai mult mai multe aplicații, o să le vedem imediat. Aici avem toate aplicațiile. Deci va trebui să petreci ceva timp, am putea să facem un film întreg doar despre așa ceva. Ia uite, să avem inclusiv YouTube. Important să știi că ai Android Auto și Apple CarPlay, deci poți să-ți proiectezi aplicațiile din telefon și pe ecranul mașinii. Aplicațiile automobil. Aici sunt practic niște scurtături. Aici le avem pe toate. Da? Ceea ce au făcut bine cei de la BMW. Iar aici le avem separate, astfel încât să poți naviga mai ușor prin ele și bineînțeles că poți să faci asta și așa, nu doar prin touchscreen. E foarte personalizabil ecranul șoferului. De exemplu, dacă vrei să preiei navigația de pe ecranul central, ai putea să o aduci aici. Acum nu avem o adresă introdusă. Foarte multe informații pe care le poți vizualiza. Despre muzică, despre mașină, computer de bord, precum și navigația mașinii. Spațiul din spate, așa cum ai putea bănui la gabaritul acestei mașini, este suficient de mare. Spațiul la cap, ținând cont de 1,96 ai vorbitorului. Și destul de confortabilă, aș putea spune. Inclinația spătarului pentru confort, în spate ai nevoie de câteva lucruri. Inclinația spătarului, da, să nu fie prea drept, să fie bancheta suficient de moale, ceea ce se și întâmplă, să ai posibilitatea să îți poziționezi mâinile la o înălțime potrivită. Iar aici pot să spun că cel puțin pentru mine este foarte bine, așa cum ai cotiera de aici și cum ai putea să ai și cotiera de aici cu suport de pahare. Clic, clac. Bancheta se rabatează, 20
40-20-40, deci poți să rabatezi doar elementul central dacă ai, de exemplu, un obiect mai lung, eu știu, poate niște schiuri pe care nu vrei să le pui deasupra și le bagi într-un sac de schiuri. Ai posibilitatea să încarci telefon, tabletă și avem aici porturi de încărcare. Încălzire pe scaune, așa cum se poate vedea. Hai să vezi și alte culori de tapiserii la mașini pe care le avem deja în showroom, tot pentru X5 facelift. Hai să le vezi. Ai văzut până acum un pachet M Sport Pro cu Sensa Film Cognac la interior, ambele opțiuni fiind de fapt cost zero, incluse în prețul standard, care la 3.0 diesel, cum spuneam, pleacă de la 69.400 de euro fără TVA. Avem alte două versiuni, tot cu pachet M Sport Pro, pentru că așa place, așa ne place și nouă și clienților. Grey Skyscraper și Manhattan. O să vezi și la interior că avem tot Sensafin, pentru că este foarte bine, foarte bine finisat, deci este o piele ecologică, dar care acum vine și pe scaune confort, vine și cu ventilație în scaune, ceea ce până recent nu era posibil. Aici avem un Silverstone, ia uitați cât de bine arată, iar din coace avem negru. Și asta e un detaliu pe care îl vei remarca foarte ușor. Ne apropiem de final, nu înainte de a-ți răspunde la întrebarea și cât costă această mașină sau ce rată de leasing ai putea să ai la un anumit avans. Dar până atunci, spune-ne ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce am putea să îmbunătățim la modul în care prezentăm mașinile. Dacă vrei să afli detalii despre un anumit lucru, de exemplu, dacă vrei să facem un clip doar despre plug-in hybrid și să explicăm acolo ce baterie are, cât de mult, cât de repede se încarcă, ce putere are, în cât face 0-100, dacă vrei să afli detalii de genul ăsta despre oricare model, dă-ne un coment și vom face asta pentru tine.